precurioși, precucenici, părinți, iubiți frați și surori în Domnul, împreună cu domniile voastre, cu bucurie am participat astăzi la Sfânta și Dumnezească Liturghie, la frângerea pânii, cum îi spuneau creștinii în primele veacuri, slujbă tainică în timpul căruia însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine din nou și din nou sub forma pânii și a vinului pentru a ne apropia tot mai mult de Împărăția Cerurilor. Astăzi, în duminica 33-a după Rusalii, în duminica Vameșului și a Fariseului, începe perioada Triodului și desigur amintim aici că anul bisericesc se împarte în trei perioade. Penticostalul, de la Învierea Domnului și până la duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Octoihul, care este perioada cea mai mare și începe imediat după Penticostal, și Triodul, de la duminica 33-a până la Învierea Domnului, adică trei săptămâni dinaintea postului mare și însăși toată perioada postului mare. Triodul este perioada cea mai așteptată de creștinii ortodoxi, atât de cei cu calendarul îndreptat, cât și de noi cei din Basarabia, care încă mai ținem sărbătorile pe vechi. Această așteptare, desigur, este provocată, în primul rând, de faptul că la finele acestei perioade ne întâlnim cu Hristos, cel înviat din morți, Mântuitorul Lumii. Perioada binecuvântată de Bunul Dumnezeu, cu slujbe binefăcătoare sufletului, dar și trupului, cu rugăciune mai multă atât pentru cei vii cât și pentru cei adormiți. Și desigur aducem aminte aici, desigur, canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu din prima săptămână de post și din săptămâna a cincea, liturghia Sfântului Vasile cel Mare, liturghia Darul Manite Sfințite, perioada săptămânii patimilor și, desigur, toate sâmbetele, începând cu sâmbăta, dinaintea duminicii înfricoșate judecăți, când comemorăm pe cei trecuți la cele veșnice, moșii de iarnă, și în fiecare sâmbătă, în toată perioada postului mare, pomenim pe cei adormiți. Dar iată că Sfinții Părinți, luminați de Duhul Sfânt, stabilesc pentru cele trei duminici premergătoare postului mare citirea pericopelor evanghelice cu mesaje clare, directe, pentru a ne ajuta să conștientizăm că fără iubirea aproapelui nu ne putem apropia de Hristos Dumnezeu. Pilda Vameșului și a Fariseului, care s-a citit astăzi în timpul Sfintei Liturghii, dar și pilda Fiului Risipitor și Evanghelia cu vestirea judecății de apoi, din duminicile următoare, ne arată atât mila lui Dumnezeu, care provine din înființa, din infinita lui iubire și îndurare, cât și datoriile față de aproapele, care constituie calea cea mai sigură pentru mântuirea noastră. Biserica a rânduit aceste trei duminici ca să învățăm că pentru înnoirea vieții noastre sufletești, pentru învierea sufletului din moarte păcatului și pentru întâlnirea lui cu Hristos, cel răstignit și înviat, sunt esențiale trei lucrări mari și anume: rugăciunea smerită, pocăința sinceră și milostenia generoasă. Evanghelia de astăzi, pilda Vameșului și a Fariseului, ne scoate în față importanța rugăciunii. Și nu al oricărei rugăciuni, ci a rugăciunii făcută cu inimă smerită, cu conștiința smerită. Pentru aceasta, Mântuitorul vine cu două exemple de rugăciune, mai bine zis cu rugăciunea a doi oameni care vin la templu, și anume Vameșul și Fariseul. Desigur, cunoaștem cine era Vameșul, cine era Fariseul, totuși aducem aminte că în legea iudaică veche, în timpul Mântuitorului Iisus Hristos, fariseii reprezentau o clasă de elită, în timp ce vamicii erau considerați oameni care trebuie disprețuiți din două motive. În primul rând, pentru că se aflau în slujba ocupantului roman, iar în al doilea rând, pentru că, obținând dreptul de a colecta impozitele de la populație, ei luau de la oameni mai mult decât le îngăduia legea, fiind tentați să se îmbogățească pe căi necinstite
devenind răpitori, adică peste măsură de lacomi și nemiloși față de semenii lor. Totuși, într-un context în care fariseii se bucurau în societate de o apreciere deosebită, iar vamișii de un dispreț general, Mântuitorul rostește această pildă tocmai pentru a arăta că dacă păcătosul, chiar și cel disprețuit de comunitate, își recunoaște și regretă sincer și smerit păcatele săvârșite, se mai poate îndrepta sau mântui. Însă fără smerenie, nimeni nu poate dobândi mântuirea, nici chiar cel ce pretinde a fi un om drept. Și desigur trebuie să aducem aminte aici că chiar unul din cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos era vameș, și anume Evanghelistul Matei. Un alt vameș cu care se întâlnește Hristos și de care ni se spune nouă în Scriptură este Zaheu, cel în al cărui casă a intrat Mântuitorul, iar prin intrarea în casa lui Zaheu, Zaheu se pocăiește, promite că împarte jumătate din averea sa o dat săracilor, iar dacă a greșit cuiva ceva, îi va întoarce împătrit. Iubiți credincioși, ce știm noi despre rugăciune? Desigur, ceea ce cunoaștem încă din copilărie. Că avem rugăciunea de cerere, avem rugăciunea de laudă sau de slavă și rugăciunea de mulțumire. Desigur că Evanghelia de astăzi ne arată clar că rodul rugăciunii depinde doar de felul rugăciunii noastre. Și anume, deși amândoi, și fariseul și vameșul, se rugau împreună, deși se aflau în același loc de rugăciune, templul din Ierusalim, având amândoi conștiința că vorbesc cu Dumnezeu, rezultatul rugăciunilor nu a fost deloc același, deznodământ fiind unul neașteptat. Rugăciunea fariseului, care îndeplinea cu prisosință poruncile lui Dumnezeu, poruncile legii vechi, nu a fost ascultată. De aici vine și întrebarea. De ce? Cum nu trebuie să ne rugăm? În cartea de slujbă numită Triod, care se va citi în această perioadă, din această perioadă ni se spune că cu lucrurile îndreptățirii înălțându-se fariseul, în lanțurile slavei de șarte rău s-a încurcat, lăudându-se peste măsură. Unde a greșit fariseul? Desigur, chiar dacă toate faptele bune de care aduce aminte fariseul și aici greșește crunt, judecata aspra aproapelui și lăudăroșenia în rugăciunea sa se transformă în mândrie. Deci doar aparent fariseul se ruga lui Dumnezeu. Era o rugăciune neinspirată. Mulțumirea lui se transforma în judecata critică a aproapelui, iar faptele lui bune se prefac în mândrie și lăudăroșenie. Poate fi rugăciunea judecată nemiloasă la adresa celorlalți oameni? Nu, desigur. Dar lăudăroșenia poate fi rugăciune nici de cum. Fariseul așadar nu s-a rugat de fapt nici măcar o clipă. Atunci să vedem ce a făcut vameșul de s-a întors la casa sa mai îndreptat, cum ne spune Evanghelia. Dacă rugăciunea fariseului este o formală dare de seamă despre propria viață religioasă, pe care el însuși o evaluează în fața lui Dumnezeu, atunci vameșul vine în fața lui Dumnezeu conștiința păcatului și trăiește intens durerea păcătoșenii lui. Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosului. Și atât. Nimic mai mult. Desigur, nu negăm necesitatea postului. Nu negăm necesitatea faptelor bune împletită cu rugăciunea pentru mântuirea sufletului. Doar că trebuie să fim foarte atenți ca să nu cădem în capcană și să devenim asemenea fariseului. Deoarece, acesta a fost motivul adevărat pentru care Hristos rostește această pildă. Aceasta o spune însăși Evanghelistul Luca, unul cu care aduce aminte despre această pildă a lui Hristos. Și anume așa, către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț spre ceilalți, a zis pilda aceasta. Și apoi Mântuitorul zice pilda despre vameș și despre fariseu. Iubiți credincioși, preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul său la această Evanghelie spune așa. Evanghelia Duminicii Vameșului și a Fariseului este un îndreptar de rugăciune, deoarece
ne arată că numai rugăciunea smerită este temelia vieții și creșterii spirituale a omului sau cale de înaintare spre Hristos cel răstignit și înviat. Numai rugăciunea smerită vindecă sufletul de rănile păcatului și de mândrie, cultivând trezvia sau veghea duhovnicească pentru a nu cădea în mulțumire de sine, care devine repede lenevire duhovnicească și slăbire în iubirea de Dumnezeu și de semeni. Și voi încheia cu un alt cuvânt dintre Od care spune așa: mergând în viață pe cale dreaptă, să urmăm înțelepciunii cele dorite a vameșului și să fugim de trufia cea urâtă a fariseului ca să fim vii. Bucurie sfântă tuturor! Amin!